Da, am revenit, stimați telespectatori, noi continuăm dialogul cu primarul interimar al municipiului Târgoviște, domnul Cristi Stan, președinte PSD Târgoviște, vicepreședinte PSD Dâmboița. Vorbeam înainte de pauza publicitară, domnule primar, de măsurile de reducere a fiscalității în beneficiul târgovișteanilor și vor scădea și taxele și impozitele începând cu 1 ianuarie 2016 și va fi redusă și acea cotă de impozitare în unele cartiere mai... Da, este defavorizat. Da, este vorba de cartierele Matei Voievod și Priseaca, acolo unde cota de impozitare se reduce cu 30%. Deci în afară de aceste măsuri care vizează întreg municipiul Târgoviște, sunt și două cartiere, Matei Voievod și Priseaca, unde cota de impozitare se duce cu 30%, cu mențiunea că în momentul acesta lansăm licitația publică de lucrări pentru cartierul Matei Voievod. Deci între cartierul Matei Voievod va intra în reabilitare a infrastructurii, începând cu primăvara anului viitor, iar pentru Priseaca am avut discuții cu domnul președinte al Consiliului Județean și în asociere județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, vom realiza câțiva kilometri de drumuri în Priseaca. Sunt două cartiere care, din păcate, au fost lăsate de izbeliște. Cartierul Matei Voievod, am intervenit noi punctual în primăvara acestui an și am asfaltat calea Ploiești, pentru că era o problemă foarte, foarte mare, dar și celelalte străzi din Matei Voievod sunt într-o stare de degradare destul de pronunțată și atunci avem de gând să, de fapt, cu siguranță în primăvară vor începe lucrările acolo și în 6 luni de zile fața cartierului se va schimba complet. În 6 luni de zile imaginea, fața cartierului Matei Voievod acolo, unde nu s-a intervenit de ani de zile, va fi schimbată complet, stimați telespectatori. De altfel, ați contactat și un împrumut pentru demararea lucrărilor de asfaltare. Este vorba de contractarea unui împrumut în valoare de 18 milioane, demararea lucrărilor de asfaltare, dar nu numai în cartierul Voievod, discutăm de vreo 10 km de drum în municipiul Târgoviște, străzi importante, artere de acces în municipiul Târgoviște, strada gimnaziului, spre exemplu, care este într-o stare foarte, foarte proastă, străzul Microionul numărul 9, care nu au mai fost asfaltate și reabilitate de foarte, foarte mult timp. De asemenea, vom continua și programul nostru de amenajare a parcărilor. Avem în plan, de asemenea, și un proiect care vizează iluminatul public din municipiul Târgoviște, pentru că pe zona PID-urilor, străzile principale, Ice Brătianu, Bulevardul, Bulevardul Unirii și așa mai departe, vor beneficia de un iluminat foarte, foarte bun. În schimb, sunt anumite străzi în care iluminatul lasă de dorit. Am făcut o vizită în teren săptămâna trecută și săptămâna aceasta, Microion numărul 11, am intrat în toate parcările, am văzut care este problema cu iluminatul, am văzut că stâlpii fotovoltaici nu fac față. Avem un program de management al iluminatului public și în acea zonă pe care îl vom pune în aplicare la sfârșitul acestei luni, în sensul că vom interveni pe toate acele zone unde iluminatul este deficitar, astfel încât cetățenii să se bucure în parcări de condiții de siguranță și de un iluminat public corespunzător. Sunt în atenția noastră toate aceste aspecte. Stâlpii, iluminatul fotovoltaic și pistele de biciclete, că tot se întreba, domnule, ce ne trebuia nouă pistă de biciclete în Târgoviște? O să spun... Nu puteam să accesăm fondul european. Să spun două aspecte. Unu, nu puteam să accesăm niciun ban european fără pistele de biciclete din Târgoviște. În al doilea rând, și în Târgoviște sunt oameni care utilizează aceste piste de biciclete și atunci eu cred că sunt foarte, foarte utile. Corect. Sunt foarte utile, stimați legislatori, aceste piste de biciclete. Cu mențiunea că, într-adevăr, trebuie să ne obișnim și noi cu această situație. La nivel european, sigur că e ceva obișnuit. Eu nu cred că vor fi probleme, de altfel nici în Târgoviște nu sunt chiar atât de mulți bicicliști, astfel încât să încurce circulația pietonală foarte mult. Trebuie să avem grijă. E adevărat, trotuarele nu sunt foarte largi, din păcate,
dar în condițiile de față, dacă nu am fi marcat acele piste pentru biciclete în Târgoviște, nu am fi accesat fonduri europene sub nicio formă și nici iluminatul din surse regenerabile, iluminatul pe fotovoltaic cu lumină solară. Domnule primar, în premieră, Târgoviștea a participat la Târgul Național de Turism în capitală, la Romexpo. Ați avut un stand extraordinar, foarte bine apreciat deopotrivă de către organizatori, dar și de către vizitatori. Și ăsta este un element de noutate care tinde să promoveze, așa cum ar trebui să promoveze turismul și la nivelul comunității târgoviștene. Și ați primit și o diplomă de participare, o diplomă din partea organizatorilor și am văzut foarte mulți vizitatori, erau încântați. Da. Noi vrem să schimbăm puțin strategia de promovare a municipiului Târgoviște. Vrem să avem o promovare agresivă în sensul bun al cuvântului și am început cu acest târg de turism. Standul care a fost realizat pentru acest târg de turism va fi utilizat și la celelalte târguri de turism. Deci, practic, nu vor mai exista din acest punct de vedere cheltuieli suplimentare. Am avut un spațiu expozițional viu, un spațiu dinamic, un spațiu în care aveau loc lupte, un spațiu în care se schimba garda cetății. De asemenea, foarte multe materiale de promovare a municipiului Târgoviște. Exista un pliant foarte, cum să spun, foarte atractiv, în sensul că turiștii veneau, completau acel pliant cu anumite timbre, astfel încât să puncteze principalele evenimente anuale din municipiul Târgoviște și primeau în schimb o turtă dulce. Da, a fost o reprezentare bună, foarte bună a municipiului Târgoviște, cu mențiunea că a trebuit ca într-un timp foarte scurt să rezolvăm multe probleme. Vreau să mulțumesc și tenorului Vlad Miriță, care a susținut niște mini-recitaluri acolo, de fiecare dată invitând turiștii să vadă standul municipiului Târgoviște. A fost prezent și Consiliul Județean acolo cu un stand propriu. De asemenea, municipiul Târgoviște a fost prezent și cu un stand pe un proiect pe promovarea Curții Domnești, așa că a fost o prezență foarte importantă și de substanță așa, a județului Dâmbovița, în special a municipiului Târgoviște, la târgul de turism. Și în acest context, Complexul Național Curtea Domnească. Complexul Național Curtea Domnească, care este principalul punct de interes din municipiul Târgoviște, va intra într-un proiect european. Este în administrare și proprietatea Consiliului Județean, dar noi vom veni pe zona de străzi, astfel încât să putem să, ca un proiect complementar proiectului pe care l-are Consiliul Județean, să putem să facem din zona respectivă o zonă facilă turiștilor și o zonă care să atragă, ca un magnet, am spus eu, turiștii. Tot pe zona de proiecte, dacă este să vorbim de programul european, avem numai puțin de 14 unități de învățământ. Pe care vrem să le unități de învățământ, creșe, grădinițe pe care vrem să le reabilităm, să le modernizăm și de asemenea vrem să facem 4 grădinițe și creșe noi în Târgoviște. Din reabilitări și modernizări mă gândesc la Colegiul Economic Ion Ghica, care trebuie neapărat să intre într-un program de reabilitare. Mă gândesc de asemenea la școala numărul 8, o instituție de învățământ importantă, poate o extindere la școala numărul 1, școala numărul 13, școala numărul 10, sunt unități de învățământ care au nevoie, într-adevăr, de intervenția autorității publice. Săptămâna aceasta am avut o discuție și cu inspectoratul școlar, prin care avem în vedere și anumite schimbări ale rețelei școlare, care sunt generate de unele unități școlare având dotări foarte, foarte bune, la altele neexistând numărul de copii necesar pentru a putea funcționa în continuare ca entitate separată.
Împreună cu Inspectoratul Școlar Dâmbovița vom găsi cele mai bune condiții, astfel încât rețeaua școlară în anul 2016 să corespundă realității didactice din municipiul Târgoviște, cu mențiunea că nu vor exista cadre didactice care să fie afectate în sensul de a-și pierde locul de muncă, existând numai un program de optimizare a rețelei școlare. În momentul în care vom definitiva discuția cu Inspectoratul Școlar, o discuție inițiată de Inspectoratul Școlar, vom face și o conferință de presă în care să prezentăm toate aceste aspecte care vor intra în vigoare de la începutul anului școlar 2016-2017. Așadar, foarte multe unități de învățământ vor intra într-un amplu program de reabilitare în baza unui program european, pentru că mai sunt câteva unități de învățământ. Mai e nevoie și de construcția de noi grădinițe și de noi creșe. Grădinițe și creșe. Cererea foarte mare din cartiere pentru grădinițe și creșe. Microionul numărul 2, spre exemplu. Nu avem în acel cartier o grădiniță sau o creșă. Microionul numărul 3, la fel, cererea foarte mare. 11, 12 locuri unde practic nu există foarte multe asemenea facilități, iar oamenii sunt nevoiți să meargă copiii pe jos până spre zona centrală, grădinița numărul 8 și așa mai departe. Și grădinița numărul 8, care este, cred că, a doua grădiniță ca și mărime din punct de vedere al numărului de copii din România, va beneficia și aceasta de un program de reabilitare și modernizare. Sunt proiecte îndrăznețe, proiecte pe care se vor întinde până în 2020, până la finalul Programului Operațional Regional 2014-2020. Aș mai adăuga la acesta finalizarea construcției de locuințe ANL anul viitor în cartierul Sagricom, Cinematograful Independența, proiectul depus la Compania Națională de Investiții în momentul de față, deci ne-am mișcat foarte repede. Lucruri care de natură să vină în sprijinul târgoviștenilor, mai ales că pe zona, și o să revin la construcția de locuințe prin ANL, pe zona cererii de locuințe din fondul locativ al administrației publice locale, ne confruntăm cu o situație deosebită, în sensul că sunt peste 2000 de cereri în momentul de față. În Târgoviște, locuințe noi nu s-au mai dat în folosință din 7 ani. Ceea ce e un semn de întrebare. Și ar trebui să răspundem aceste necesități și o vom face. În colaborare cu Consiliul Județean, în afara celor 150 de apartamente noi care vor fi construite la Sagricom, încă 7 scări de bloc 2016-2017 și vedem pe zona fostei unități militare de la gară, în colaborare cu Consiliul Județean, câte unități locative putem construi pe locuințe ANL. Eu aș vrea încă vreo 5 scări de bloc și pe zona aceasta. E o zonă care se deschide, a fost unitate militară de la gară, un stadion cu aproape 15.000 de locuri vom avea acolo, o arenă sportivă cu 1.500 de locuri, cu câteva terenuri de competiție, terenuri de antrenament. Terenul de tenis? Da. Terenul de tenis, da, mă refer la arena sportivă, arena de tenis, cu terenul de tenis. Sunt foarte mulți târgoviștieni care practică acest sport. Îmi place și mie. Inclusiv noastră, da. Îmi place și mie. Și sub prefectul Jijie. Pe zone, spre exemplu... Și Petrus Dumitru. Acum, sunt mulți, sunt foarte mulți. Foarte mulți, da. Sunt foarte mulți, nu o să-i... și consilieri locali sunt. Și consilieri locali. Sunt mulți, da. Mulți. De exemplu, acum nu prea ai unde să joci în perioada asta. Adică, pe zgură, spre exemplu, n-ai unde să joci. Sunt la balon. Două baloane. Două baloane în Târgoviște, ceea ce e foarte puțin. Sigur că îți rămâne varianta de a merge într-o unitate școlară, dar suprafața nu e cea adecvată și apoi nu prea este...
normal să folosești spațiul unității de învățământ pentru asemenea activități. Eu cred că stadionul și arena de tenis și toate terenurile de antrenament, de fotbal, de tenis, vor reprezenta într-adevăr un plus important pentru municipiul Târgoviște, un plus important și ceva de care chiar aveam nevoie. Adică dacă avem fost o unitate militară de la gară, acolo unde a fost închisă orașului, n-a existat niciun fel de, cum să spun, de facilitate urbană pentru municipiul Târgoviște acolo, dintr-o dată, în câțiva ani de zile, până în 2020, vom avea o zonă foarte, foarte frumoasă acolo. Un mall, sigur, există spațiu pentru construirea unui centru comercial. Ne putem gândi și la alte... și la alte lucruri prin care să venim întâmpinarea Târgoviștenilor. E foarte important pentru un oraș, pe de o parte, Târgoviștea, turismul. Turismul trebuie să reprezinte motorul vieții economice în municipiul Târgoviște. Nu putem să ignorăm acest aspect. Florența Valahă, cetatea celor 33 de voievoți, hai să beneficiem și noi de Vlad Țepeș, haide să beneficiem și noi de ceea ce înseamnă potențialul turistic al municipiului Târgoviște, un lucru pe care, indiferent de ceea ce se întâmplă, nu ne-l poate lua nimeni. Nu ne poate lua nimeni istoria, nu ne poate lua nimeni moștenirea culturală deosebită. Depinde de noi să o punem în valoare și eu cred că în acest proiect foarte îndrăznesc pe care Consiliul Județeanul va derula în colaborare cu Primăria Târgoviște pe zona fostei cetăți de scaun, pe zona fostei curs domnești, în Parcul Chindia, va reprezenta acest proiect un reveliment deosebit pentru turismul în Târgoviște. Și acum sunt turiști, sigur, nu câți ne-am dori, trebuie să ne gândim și la faptul că va trebui să avem și niște facilități de cazare în Târgoviște. Corect. Spunea cineva că Târgoviștea are locuri de cazare cât Moroienul. Nu, cine a spus asta? Nici cât Moroienul. Și mi-a rămas așa în minte chestiunea asta. Trebuie să facem ceva și pe această zonă. Nu, eu refuz să cred. Adică nu pot să cred așa ceva. Ne vom... Păi uitați-vă la hotelul în Târgoviște. Sunt câteva. Păi sunt câteva, dar Moroienul nu are nici măcar un singur hotel. Sunt câteva. E mare Moroienul. E foarte mare comuna Moroieni. Păi da, dar n-are niciun hotel. Că sunt câteva... Vorbim de spații de cazare. Ai altceva, vorbim de spații de cazare. Totuși, în Târgoviște avem nevoie, eu spun, în momentul de față, avem câteva hoteluri care să vină și să ofere niște spații de cazare decente. Complexul de natație, zona respectivă, dacă aș fi investitor, aș merge acolo. Și aș face și aș dezvolta niște facilități pentru turism. Vă dați seama, dacă se vor organiza competiții, vor fi câteva sute de sportivi care vor veni la... De fapt, noi avem, la stațiile numărul acum, avem 5 hoteluri. La aceste competiții. 5 hoteluri avem. Da, 5 hoteluri, cam câte sunt pe stradă, într-o stațiune, spre exemplu. Păi da, pe străduță, pe străduță, la nivelul municipiului Târgoviște. Pe o străduță într-o stațiune. Ne trebuie locul. Absolut că ne trebuie. Avem nevoie. Avem mare nevoie dacă vrem să dezvoltăm turistul. Păi dar cum să aducem turiști dacă noi nu avem unde să-i cazăm? Și apropo de turiști, pentru că în această perioadă, domnule primar, Târgoviște este gazda campionatului european de fotbal tenis. Sunt foarte mulți sportivi din 15 țări. Astăzi este... Astăzi discutăm de prima zi, da. A turneului. Echipa României e una dintre favorite. Trebuie să spunem că avem rezultate excepționale la nivel de fotbal-tenis. Să spunem că la ultimul campionat mondial am cucerit 13 medalii. 12 de aur, una de argint. Una de argint. Deci România e una dintre favorite în contextul în care sunt puțini jucători de fotbal-tenis în România, spre deosebire de alte țări. Sala polivalentă de astăzi până duminică reprezintă arena de desfășurare a campionatului european de fotbal tenis. Legat de sport, Chindia joacă sâmbătă de la ora 11.
toată lumea la stadion, jucăm cu Mioveniu, în turi am bătut, la ei acasă, hai să venim cu toții și să susținem Chindia Târgoviște la acest meci foarte important. Chindia care are un parcurs bun în Liga a doua, am avut puțină neșansă că eram pe primul loc în momentul de față. Eram, dar acum suntem pe șase, am căzut pe șase după ce... Când puteam să fim pe primul loc la... Ne-a lipsit puțin noroc și puțină experiență competițională la acest nivel. Corect, pentru că noi suntem... Cine suntem noi? Nu promovați. Chiar, adică... Și mai aveam un pic și eram pe primul loc. Eram pe primul loc și... Mă rog, asta e... Important e să trecem puțin peste această perioadă mai dificilă și să mergem mai departe. Veste bună și din volei. Am învins cu 3-0 Știința Bacău. O forță în volei. Cu rezultate extraordinare în volei. Așa că final de săptămână dens, fotbal, tenis, volei, fotbal de calitate în municipiul Târgoviște. Când vedem de pazichete între rup, din câte știu, pentru meciul echipei naționale. Corect. Mulțumim, domnule primar, pentru prezență. Multă baftă în continuare. Și eu vă mulțumesc. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, cu alte vești bune pentru târgovișteni, stimați prieteni. Mulțumim și dumneavoastră că și în această seară ați fost alături de noi în ora ta știre de la ora 20. Nu uitați motoul emisiunii. Nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla. Un dar muzical la final pentru domnul primar și pentru noastră am ales Holograf. Se numește Oriunde te vei afla, vei fi aproape. Superbă piesă, la revedere, doamne.